La nivelul județului Călăraș, de la începutul primei etape de vaccinare și până în momentul de față, au fost imunizate 1.225 de persoane, după cum urmează. 640 de persoane au fost vaccinate la Spitalul Județean de Urgență Călăraș, 220 de persoane la Spitalul de Pneumoftiziologie Călăraș, 65 de persoane la Spitalul Orășenesc din Lehliu Gară, 110 persoane la Spitalul de Psihiatrie Săpunari și 190 de persoane au fost vaccinate la Spitalul Municipal Oltenița. Conform informațiilor transmise de către reprezentanții DSP pe până în momentul de față nu au fost raportate reacții adverse. Pentru etapa a doua de vaccinare, în județul Călăraș se organizează și vor funcționa nouă centre comunitare pentru imunizarea populației. La acestea se vor adăuga trei unități spitalicești, respectiv Spitalul Județean de Urgență Călăraș, Spitalul Orășenesc din Recliu gară și Spitalul de Psihiatrie Săpunari. Menționăm faptul că vaccinarea este gratuită, voluntară și necondiționată.